Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denise Rifa, începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. O am alături de mine în această seară pe actrița Maya Morgenstern. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, sărbători fericite! Te mulțumesc pentru invitație, îmi face plăcere. O mare bucurie să vă am așa. Mulțumesc. În fața mea. Sunteți una dintre cele mai mari actrițe de teatru și film din România și totodată directorul Teatrului Evresc de stat din București. Cariera dumneavoastră înseamnă zeci de roluri în filme ca Balanța, Cel mai iubit dintre pământeni, A șaptea cameră, Patul lui Procust, Patimile lui Hristos și sute de personaje cărora le-ați dat viață pe scena celor mai importante teatre din țară. Proveniți dintr-o familie cu origini evreiești, care a supraviețuit cu greu ororilor celor de-al doilea război mondial și care, și aici mi-a plăcut foarte mult ce ați spus, că v-a învățat să iertați, dar să nu uitați niciodată. În plan personal, ați fost căsătorită de două ori și aveți un băiat și două fete și toți cei trei copii vă calcă pe urme. Mi-ar plăcea tare mult ca în această seară, prin intermediul celor 40 de întrebări, să vă cunoaștem, așa cum sunteți noastră cu adevărat, ca mamă, ca femeie, ca spirit. Începem? Am voie să răspund? Aveți voie. Pentru că am fost prevenită, n-am voie să vă întrerup. Nu vă voi întrerupe, ceea ce pentru mine va însemna un exercițiu de voință și îmi prinde bine orice exercițiu, orice exersare a unor abilități care nu sunt atât de bine dezvoltate, cum ar fi răbdarea, la mine răbdarea. Deci, am să vă corectez. În primul rând, cred că am fost totuși căsătorită de trei ori. Cum, ce, când, în ce fel, în ce ritm, vom discuta și asta, sau nu? Mi-e drag să fiu alături de dumneavoastră și e important pentru mine. De altfel, n-am pretins niciodată că aș avea ceva de ascuns, așa că seninătate și libertate totală de expresie. Vă rog! Sunteți una dintre cele mai cunoscute actrițe din România la nivel internațional. Ați jucat alături de actori ca Sharon Stone, Demi Moore, Monica Bellucci, Andy Garcia sau Jim Caviezel. Cu toate acestea, nivelul de celebritate pe care îl aveți nu vă împiedică să mergeți cu metroul. Vă citesc. Ador să merg cu metroul. Așa mă pot odihni, pot citi. Și nu sunt întotdeauna recunoscută, slavă Domnului. Urmează întrebarea. Vă lipsește uneori anonimatul? Nu-mi lipsește, răspuns, nu-mi lipsește anonimatul pentru că știu să-mi găsesc calea, drumul, să-mi găsesc o anumită zonă unde reușesc să mă ascund. Nu știu dacă e exact termenul pe care vreau să-l folosesc, dar da. Din când în când reușesc să pun o umbră deasupra mea. Și știu, și pot să-mi dobândesc anonimatul, îmi face mare plăcere, sincer vorbind, să fiu recunoscută, să-mi adreseze când, cine, cum, un zâmbet, un salut. Oamenii își exprimă uneori dorința de a face câte o fotografie cu mine. E bine așa, e foarte bine. Bine. V-ați născut în București, la Spitalul Filantropia, pe 1 mai 1962 și sunteți singurul copil al familiei Morgenstern, care, vă citez, după 10 ani de la căsătorie, avea în sfârșit fiica visată. Părinții și-au dorit să purtați trei prenume, Emilia, Maya, Ninel. În ceea ce privește numele de familie, Morgenstern, care înseamnă luceafărul de dimineață în limba germană, ați spus că a fost cu greu acceptat în cariera dumneavoastră. Vi s-a cerut chiar să îl schimbați, pentru că ar fi greu de pronunțat. Iar dumneavoastră ați replicat, niciodată nu aș putea face așa ceva. Numele de familie este o moștenire. L-am primit, nu e meritul meu că îl port, dar ține de mine să îl cinstesc, oricare ar fi fost el. Vreau să știu când a devenit numele Morgenstern un avantaj în carieră. Urmează întrebarea. Vă deranjează când vă este stâlcit numele?
Acum mă amuză, m-a deranjat, îmi era foarte greu. Aș vrea să fac o corecție prezentării dumneavoastră. La începutul existenței, hai să spunem, existenței mele artistice, am acceptat odată, a fost un fel de acceptare tacită. N-am spus atât de răspicat, atât de ferm, atât de definitiv, nu. Numele pe afiș, pe generic, pe ce-o fi fost, va rămâne Morgenstern. Eram proaspăt căsătorită, mi-era nu știu cum, spaima, vulnerabilitatea de a nu contrazice, de a nu supăra, să fie bine, să nu știu ce. Și pe genericul unui anumit film apare un alt nume, deși eu interpretam, apare un alt nume. A fost prima și ultima oară, dar hai să spunem lucrurilor pe nume. Da? Pe genericul unui film am apărut purtând un alt nume, de altfel foarte real, fiind căsătorită la vremea aceea. De atunci, până atunci și de atunci încolo, Morgenstern este numele meu de scenă, numele meu adevărat, numele pe care l-am păstrat și l-am dat moștenire și copiilor mei. Și când ați revenit pe decizia pe care ați luat-o? Când v-ați luat numele înapoi? Face parte din aceeași întrebare? Da. Da sau nu? Da. Da? Ok. Imediat ce am realizat și am cu greu, ca la 21 de ani, când lucrurile sunt complicate din ceea ce mă privea, am înțeles în momentul în care am vizionat filmul. E de spus răspicat, nu e de scăldat, că da, că poate da, dar n-am spus destul de clar, dar nici n-am zis nu, nici n-am zis da. Da sau nu? Accept sau nu accept? Numele meu e Morgenstern. Mulțumesc. Ați spus că firea dumneavoastră a fost direct influențată de faptul că sunteți născută în zodia Taurului și mai mult chiar pe 1 mai, de Ziua Internațională a Muncii. Vă citesc. Sunt un semn de pământ, muncitor și perfecționist. Sunt și foarte bătăioasă. Îmi place să mă bat pentru ideile mele, să polemizez cu cei din jur. Atât de mult vă place această zodie, încât v-ați dorit ca și fiul dumneavoastră să se nască sub același semn astrologic. Totuși, ați vorbit și despre defectele pe care le au cei născuți în zodia Taur. Vă citez. Văd roșu uneori, dar am învățat să mă stăpânesc. Sigur, nu întotdeauna. Vreau să știu cine sau ce v-a enervat cel mai tare până acum și v-a făcut să nu vă mai puteți stăpâni furia. Urmează întrebarea. Ce faceți când vedeți roșu în fața ochilor? Din păcate fac lucruri de care nu sunt foarte mândră, spun vorbe pe care de cele mai multe ori le regret. Îmi pare foarte rău că răbdarea... Deci la nervi nu se spune adevărul? Nu, ce adevăr, cum îl spui? Face parte din aceeași întrebare? Da. Da? Bine, în regulă. Merge contorul, numărul... La nervi se spun cum le spui. Sunt adevăruri pe care le spui într-un mod care... Modul poate să distrugă tot, să strice tot. Și mânia îți întunecă nu de puține ori dreapta judecată, echilibrul. Ce e mai important? Care sunt prioritățile? Sunt răsturnate valorile la mânie. E foarte posibil. Cine v-a enervat cel mai tare sau ce? Numai oamenii foarte dragi te pot enerva foarte tare. De-a lungul vieții m-au enervat persoane foarte apropiate. Am învățat ce se cuvine să mă las să mă enerveze și ce se cuvine să nu se cuvine să dau la o parte. Ei și a spus despre, ei și a făcut asta. Nu contează. Peste două zile nu mai contează o anumită vorbă, o anumită acțiune care astăzi m-ar fi făcut să... Nu e important, nu e esențial. Bine. Mergem mai departe. Sunteți una dintre cele mai mari actrițe ale României și în acest context m-a surprins să aflu că în scena a fost visul dumneavoastră din copilărie. Ați spus că v-ați dorit să fiți pe rând medic, pediatru, taxatoare și balerină. Părinții chiar v-au dus la o audiție pentru balet, dar profesorii au considerat că sunteți prea firavă și timidă. Vă citez. Când m-au întrebat cum mă cheamă, nu am mai știut să răspund decât Maia. Numele întreg nu mi-l mai aminteam. După liceu, când v-ați angajat la Teatrul Evresc de Stat,
emoțiile de pe scenă nu au dispărut, ci v-ați uitat replicile. După ce ați ajuns o actriță consacrată, ați afirmat în mod surprinzător, vă citez, sunt timidă, dar mă tratez. Urmează întrebarea. Cum își tratează Maya Morgenstern timiditatea? Am să răspund direct la întrebare, după care o să-mi permit și o corecție a prezentării dumneavoastră. Timiditatea se... ne ascundem. Am observat la mine și nu numai la mine, dar la mine e foarte clar, mă ascund în spatele conceptului de timiditate când nu sunt foarte bine pregătită, când mi-e atât teama de a fi judecată, de a nu fi acceptată, de a nu mă ridica la nivelul așteptărilor, e atât de copleșitoare încât se cheamă că sunt timidă. Nu. Mă tratez de timiditate încercând, cel puțin, să mă pregătesc foarte, foarte, foarte bine, încercând să studiez, să vin foarte, foarte, foarte bine pregătită. Timiditatea se manifestă în general, în dialoguri, în fața publicului, în confruntări. Atunci când ești foarte bine pregătit, când argumentele de ordin artistic, de ordin cultural, științific sau ce ai de prezentat, poate că vorbim și despre evaluări, poate că vorbim despre într-un dialog, a fi foarte bine pregătit, a fi stăpân pe tine, a-ți cunoaște resursele, tratează mult din timiditatea în spatele căreia ne ascundem nu de puține ori. Dar da, am promis că nu știam că mă cheamă Morgenstern. Când am fost la audiție la liceul de muzică, la școala de muzică, undeva pe strada Occidentului, pe Lemnea, și m-a dus mama la școala de muzică, aveam 5 ani și nu știam că mă cheamă Maya Morgan, că mă cheamă Morgenstern, am spus că mă cheamă numai Maya. În anul următor, când știam că mă cheamă Morgenstern, probabil că devenisem conștientă și n-am mai reușit să cânt. Și am căzut la examenul de la școala de muzică. Mulțumesc. Tatăl dumneavoastră a fost cadru universitar la Facultatea de Matematică, iar mama este considerată unul dintre pionierii informaticii din România. Deși părinții au încercat să vă inoculeze încă din copilărie dragostea pentru matematică, dumneavoastră nu v-ați simțit deloc atrasă de această materie, dimpotrivă. În clasa a șasea ați fost la un pas să rămâneți repetentă tocmai din cauza rezultatelor slabe la matematică. Recent ați mărturisit că nu ați reușit nici măcar să învățați tabla înmulțirii până la capăt. Înclinația către această știință pare să fi sărit o generație în familia Morgenstern, pentru că băiatul dumneavoastră, Tudor, a absolvit cu rezultate foarte bune Colegiul Național de Informatică, iar fiica cea mare, Kabiria, a fost olimpică la această materie. Vreau să știu dacă v-a dezavantajat vreodată că nu ați avut talent la matematică și am o curiozitate. Urmează întrebarea. De la cine ați moștenit talentul artistic? S-o iau pe firul apei, de la dreapta la stânga, conform tradiției neamului meu. De la dreapta către stânga, am descoperit matematica în clasa 12-a, când mă luam la întrecere cu colegele mele în ceea ce privește studiul și rezolvarea problemelor și exercițiilor de analiză matematică. Brusc! Am avut o epifanie, așa, glumesc puțin, desigur, dar analiza, m-am simțit foarte aproape, am înțeles analiza matematică, pentru că nu era vorba de a învăța ceva sau a reține o teoremă, deși mama mi-a atras atenția, teoremele se demonstrează, nu le învăța pe din afară, dacă nu le ții minte, poți demonstra oricând. Care era întrebarea? De la cine am moștenit? Cred că de la bunica, dacă vorbim despre sărituri peste generații. Cine știe, deși tata mi-a spus, și mama era foarte de acord, că matematica este regina artelor. Putem sau nu să fim de acord, dar bucuriile, satisfacțiile pe care le încercam atunci când reușeam cu greu, cu bine, cu la trigonometrie, uitați, a fost așa de greu că n-am mers niciodată, deci am început să reînvăț matematica cu fiecare dintre copii și aritmetica mi s-a părut foarte, foarte grea, aritmetica, și mi s-a părut și mi se pare în continuare o nedreptate, probleme care se rezolvă în 2 trim și 3 mișcări, aceleași probleme din punct de vedere algebric,
aritmetică îți ia o grămadă de timp și metoda segmentelor. Vedeți, am început să învăț și cu copiii ceva. De la bunici, de la bunica. Bunica a recitat pe scena Iașului și tot Dorohoiu era așa foarte impresionat că bunica Aneta a fost la Teatrul Național din Iași, a recitat ceva. Cine știe, cred că de la mama. Mulțumesc. Aveți 3 copii. În 2004 ați jucat pentru prima dată pe scenă cu fiul dumneavoastră, Tudor. Ați avut apoi spectacole alături de fiica dumneavoastră, cea mare, Cabiria. Despre cum vă simțiți pe scenă alături de copiii dumneavoastră, ați spus așa: ca actor îți dorești și e normal să atragi atenția asupra ta. Ești pe scenă, ești în fața publicului, vrei atenție, toți ochii să fie ațintiți asupra ta, a ceea ce faci, a ceea ce construiești. Jucând cu copilul meu pe scenă, instinctul matern și instinctul de actor sunt chiar antagonice. Acum, fiica noastră cea mică, Ana Izadora, este studentă la teatru, deci nu a scăpat nici de această dată. Cu atâta talent în familia dumneavoastră, am o curiozitate, urmează întrebarea: cine merită un Oscar în familia dumneavoastră? Cu toții merităm să muncim foarte mult. Foarte, foarte, foarte mult. Copiilor mei, de fapt, le este mult mai greu decât îmi este mie. O să râdeți foarte tare, pentru că ei au o povară, povara unei umbre, unei umbre mari, ce planează asupra. Da, este imaginea mamei, numele mamei lor, da, au de luptat, au de demonstrat, vai de mine, ce are de a căuta cuvântul a demonstra în artă, în profesiunea de actor, da, are a demonstra, poate, și sunt conștienți de lucrul ăsta. Există legenda asta, spusă sau nespusă, coate, date sau priviri, cu înțeles, da, sigur, asta știm noi de ce a intrat asta. Ei au să-și găsească drumul lor în primul rând și au de demonstrat că nu datorită numelui mamei lor, tatălui lor, nu știu ce, ei sunt într-o instituție de învățământ, în universitate, sau apoi își urmează drumul, cariera, și să fie fericiți cu drumul pe care ei și-l vor fi ales. Oscarul, e cale lungă până atunci, e lucru de fiecare zi, munca de fiecare zi, echilibru cu sine însuși, felul în care răspunzi nevoilor tale artistice, felul în care te integrezi într-o societate care seamănă artistică, seamănă sau nu seamănă cu lumea artistică, cu lumea studenției mamei lor. Și atunci nu-i ușor. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Ați spus că puterea dumneavoastră ca artist stă în vulnerabilitate. Vă citez: puterea înseamnă că și obosesc uneori. Puterea înseamnă că mă și recompun sau încerc din propria-mi cenușă, din așteptările celorlalți de la mine, din pânda celor mai puțin prieteni. Puterea mea nu e întotdeauna putere. Urmează întrebarea roșie. Care este marea dumneavoastră slăbiciune? Sunt conștientă, marea slăbiciune. Am mai multe slăbiciuni, am una mai mare decât cealaltă. Nu reușesc, vorbesc acum în calitate de conducător al unei instituții publice de cultură, nu reușesc să fac întotdeauna ceea ce cred că ar trebui făcut. Adică? Adică nu reușesc, se cuvine aceasta, astea sunt datele, asta ar fi dreptatea, aici ar fi de acționat, nu pot. De ce? Pentru că nu pot, nu mă las, pentru că e slăbiciune. Pornesc de la întrebarea dumneavoastră. Este o slăbiciune, ar însemna să iau o decizie, să iau o hotărâre care nu întotdeauna ar fi populară și de cele mai multe ori dureroasă, această hotărâre, și nu pot. Bine. Părinții dumneavoastră, Sara și Usher, s-au întâlnit pe vremea când erau studenți la Facultatea de Matematică, s-au căsătorit, iar dumneavoastră ați venit pe lume 10 ani mai târziu. Mama a fost cea care a întreținut familia după ce tata și-a pierdut locul de muncă.
orele în care mama era la serviciu au însemnat o dramă pentru dumneavoastră. Ați povestit așa: pentru mine mama a fost totul. Ea rămâne cea mai frumoasă rugăciune a mea. Îmi doream ca mama să se îmbolnăvească, să fiu sigură că stă cu mine acasă. Eram însetată de dragostea mamei, aș fi vrut să fiu în permanență lângă ea, cu ea. Peste ani, Cabilia, prima mea străfică, a suportat la fel de greu absența dumneavoastră în perioada în care vă aflați la filmări în Italia. Atunci medicul v-a sunat și v-a spus că fetița s-a îmbolnăvit atât de grav de dorul dumneavoastră, încât, îl citez, a dat mâna cu moartea. Urmează întrebarea. Este dorul de mamă cea mai mare suferință a copiilor din familia dumneavoastră? Da. Simplu, da. Cred că da. Da, și mi-apasă și mie sufletul faptul că nu am petrecut... E un lucru real. În rest, putem broda pe temă, putem găsi argumente, putem găsi justificări, da. Nu am petrecut timpul pe care ei, copii, l-ar fi meritat, nu l-am petrecut cu ei, pentru că am optat pentru, în felul în care am decis să-mi duc existența, viața, profesiunea, ce am de făcut. Acum mă înțeleg și avem discuții și foarte serioase, foarte interesante, dar... Un fapt rămâne clar. Nu am petrecut destul timp în copilăria lor. Dar ceea ce mă doare, și aici nu se mai poate reveni, n-am petrecut destul timp cu părinții mei, deși am acordat o atenție deosebită, mai ales când părinții erau de acum foarte, foarte în vârstă, cu neajunsurile vârstei, cu durerile, cu suferințele, cu degradarea pe care o aduce vârsta. Nu, n-am petrecut cu ei. Ar fi trebuit să petrec mai multă vreme. Și mă doare sufletul. Mergem mai departe. Mergem. Ați spus că sunteți adeseori întrebată de ce nu vă vopsiți părul. Iar dumneavoastră ați răspuns așa: poate că mă îmbătrânește, dar în felul acesta mă întâlnesc cu mama, în oglindă, uneori. Urmează întrebarea. Cât de mult vă doriți să o vedeți pe mama în oglindă? Tot timpul îmi doresc. Întrebările sunt atât de simple și atât de evidente și cu toate astea vă sunt atât de recunoscătoare pentru aceste întrebări. Tot timpul îmi doresc. Pe măsură ce timpul trece, ce imaginea din oglindă nu este foarte flatantă, nu mai corespunde cu imaginii dintr-o fotografie, cu imaginea dintr-o fotografie alta, un film. Hai să vă povestesc. Cu riscul de a consuma minutele, am luat un taxi, mă grăbeam, eram foarte obosită, sfârșită. A fost un eveniment important pentru mine, pe aplicație repede. Am comandat un taxi, 4 minute, 4 și trec 5 și trec 10 și dau telefon. Vă supărați? Da. Și da, unde sunteți? În locul pe care l-a arată aplicația. Nu fac eforturi, poate greșesc. În Piața Romană. Unde sunteți dumneavoastră, domnul? Păi am trecut prin Piața Romană. Era o bătrânică în stație. Da, puteți râde liniștit. Am râs și eu. Da, ce-ați îmbătrânit, doamnă dragă? Da. Îmbătrânim, e nevoie de oameni în vârstă să răspund la întrebare tot timpul. Mi-e drag câteodată când am nevoie de sfaturile mamei, când nevoia de a respira imaginea mamei, amintirea ei, privesc oglinda și e în regulă. Mama e acolo. Semănați cu ea? Grozav. Așa spuneau. Da, dar ceea ce mă contraria când eram mică și mai ales adolescentă, ești la fel de bună la matematică, la școală, pe cât era mama? Nu eram la fel de bună, de grozavă la matematică și la toate celelalte materii, pe cât era mama și tata. Dar mama era ceva grozav. Mergem mai departe. Din frânturile de povestiri spuse în familie, ați aflat că bunicul patern, Aaron Morgenstern, pe care nu l-ați cunoscut niciodată, a fost director de bancă și un evreu extrem de religios. Vă citez. De fapt, de acolo i s-a tras și deportarea la Auschwitz în timpul războiului. Nu a conceput să nu mai meargă la sinagogă de unde l-au și luat. Ați spus că tatăl dumneavoastră a așteptat toată viața ca părintele său să se întoarcă acasă din lagăr, chiar și atunci când, din punct de vedere biologic, nu avea cum să mai fie în viață.
În 1995, când ați filmat la Auschwitz pentru pelicula A șaptea cameră, dumneavoastră ați avut confirmarea adevărului dureros pe care tatăl a refuzat toată viața, vă citez. Eu l-am căutat și l-am găsit în arhivă pe listele celor asasinați la Auschwitz. Tata trăia încă și i-am spus. Urmează întrebarea. Cât de greu v-a fost să-i spuneți tatei că bunicul a murit la Auschwitz? N-a fost greu. Am comunicat la telefon lucrurile. Eram în timpul filmărilor, era o pauză de filmare. Am decis să mă duc la biroul de informații, hai să spunem așa, foarte pe scurt. I-am spus numele, multe nu știam, erau frânturi de povestiri, frânturi, pentru că se fractura la un moment dat povestea tatăl, povestirile lui se fracturau. Am spus numele bunicului și mi-au cerut data nașterii. Eu nu știam, am dat telefon acasă, erau telefoane cu fise, mobil, telefon mobil nu era pe atunci, dacă țin eu bine minte. Și l-am întrebat, am întrebat-o pe mama, mama, întreabă-l pe tata, când s-a născut bunicul? Și am închis că nu avea multe fise. După câteva minute am sunat din nou și tata mi-a spus, nu-mi aduc aminte când s-a născut tatăl meu. Scurt și cuprins, m-am întors la biroul acela de informații. Era o persoană care manifesta foarte multă empatie pentru că precis se confruntase cu cazuri și cazuri și adevăruri dureroase. Și atunci, pe firul apei, punând câte un element, că am fost în Galați și director de bancă și banca agricolă, l-au găsit pe bunicul și mi-au spus, dar această persoană născută așa, dar spune că el și-a declarat profesia de cizmar, nu director de bancă. L-am sunat pe tata, erau conversații foarte scurte, directe, asta a spus, ea a spus și am spus, mi-au spus că el a declarat că a fost cizmar și tata a spus, a declarat că e cizmar și a declarat o meserie, un meșteșug pentru a-și oferi o șansă vieții. Și de atunci n-am... Nu mai dau timp. De atunci n-am mai discutat că a fost ce-i zici, că l-am... A fost clar, a fost limpede, a fost subînțeles faptul că l-am descoperit pe bunicul, că este acolo, că a fost asasinat. Și am revenit în România, din Polonia, de la filmări și despre asta nu s-a mai discutat. Da, așa este, a fost descoperit acolo, acest capitol s-a închis. Alte lucruri le evoca tata, alte lucruri povestea din viața lor, din copilăria lor, din tinerețea lor. Ne-am lămurit asupra acestui subiect. Închis. Mulțumesc. Și tatăl și bunica dumneavoastră au fost deportați în cel de-al doilea război mondial, dar într-un lagăr din Transnistria, de unde au reușit să scape cu viață. Tata dumneavoastră a decis să vină în București, unde a absolvit facultatea de matematică. Vă citez. Tata a devenit asistent universitar în anii 1950. Asta nu l-a împiedicat să spună ceea ce gândea despre abuzurile din acea vreme, despre atrocitățile și crimele comise. A fost închis, internat într-o clinică specială și, într-un fel sau altul, viața lui s-a terminat acolo. Nu a mai lucrat niciodată. Și-a pierdut mințile. Ați spus de mai multe ori că din cauza suferințelor tata nu mai știa să râdă, nu accepta să se spună bancuri în prezența lui și avea coșmaruri noaptea, vă citesc din nou, din senin, din nimic, un urlet ca răgnetul unei fiare sfârteca noaptea în două. Erau țipetele, urletele răgușite ale tatălui, niciodată înțelese pe de-a întregul. L-au zdrobit. În ciuda tuturor suferințelor la care l-a supus viața, tatăl dumneavoastră a trăit 92 de ani. Urmează întrebarea. S-a revoltat tata pe loviturile primite de la viață? Niciodată. Eu nu știu acest lucru, nu sentimentul de revoltă. Erau furii, erau mânii, erau expresii ale unei dureri interioare, fără, dar nu revoltă. Încerca să înțeleagă, avea o cultură monumentală. Tata vorbea, scria 7 limbi străine, dacă nu cumva 8, dar nu
revoltă, încerca să înțeleagă, încerca să pună în pagină, pentru că l-am întrebat, acum, nu, cred că de, nu te enervi, nu te mâni, nu te revolți și... Și o să recunoașteți citatul. Al folosi la ceva? Would it help? Podul spionilor. Folosește revolta, a încerca să înțelegi, a încerca să depășești, suplinind, cred. Dar cred că nici el nu folosea. Avea alte treburi mai importante de făcut. Să studieze una, să studieze alta, să citească, să scrie. Nu-și pierdea energia în revolte. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați spus că familia a încercat să vă țină departe de detaliile ororilor trăite în lagăr sau în perioada comunistă. Ați relatat o întâmplare din copilărie când din joacă ați mâncat frunze împreună cu alți copii, iar când i-ați povestit voioasă tatei, vă citez, a ieșit un scandal îngrozitor. A început tata să urle. Mai târziu mi-a explicat mama că ei au fost nevoiți să mănânce frunze în lagăr. Nu aveau altceva. Deși atât de marcat de trecut, tatăl dumneavoastră nu a pretins despăgubiri ca supraviețuitor al Holocaustului, spune așa, timpul meu în lagăr cam cât costă sau cât să cer pentru viața tatălui meu. La rândul ei, mama v-a învățat să nu purtați ură pentru dramele prin care a trecut familia dumneavoastră, dar nici să nu uitați vreodată ce s-a întâmplat. Așa ați ajuns, vă citez, să port aceste cicatrici din generația a doua de supraviețuitori ai Holocaustului, surând pe care nu le-am suferit eu, dar am cicatricile lor, cicatrici urâte și strâmbe. Urmează întrebarea roșie. Ați privit vreodată înapoi cu mânie? Din păcate, da. Din păcate, da, și nu mi-a folosit la nimic și nu folosește la nimic. Sunt conflicte încă nerezolvate, dar pe care le voi încheia și le voi rezolva pentru că lucrez la asta. Sunt lucruri neimportante, dar funcționează principiul, calomniază, că până la urmă tot rămâne ceva. Țin minte că odată m-am dus la tata să-i spun că uite, unul a zis așa și altul a zis așa și s-au descoperit niște documente și tata mea, și era foarte în vârstă deja, și-a zis, stop, ia stai, ascultă-mă puțin. Eu mă duc acum la poliție, la procuratură și depun o plângere, fac acolo, că fiica mea, Maia Morgenstern, mă bate ca să îi dezvălui locul unde am ascuns comoara. O să se facă o anchetă nici pomeneală, că nu e așa, nu e adevărat. Știu că sunt un om în vârstă, știu că de acum și vârsta și nici n-aud bine și multe altele. Eu n-am să mai fiu curând, nici tu n-ai să mai fii. Va rămâne un document prin care tatăl Maiei Morgenstern s-a dus la miliție, poliție, da? Și a scris că nu e adevărat, până demonstrăm că nu e adevărat, că nu e una, că nu e alta, rămâne un fel de semn de întrebare și cei interesați să denatureze, să degenereze, să strâmbe un adevăr, pot rămâne cu concepția asta. Cum facem în astfel de situații? Cât punem în balanță adevărul, cum să ajungi să-ți cauți, să-ți demonstrezi adevărul pentru că cineva a inițiat o calomnie, poate să devină complicat. Foarte bine, fie! Mulțumesc! Ați copilărit într-un apartament încălzit cu lemne de la etajul 2 al unui bloc din capitală. Nu aveați baie, iar mama vă spăla într-un lighean în bucătărie. Ați spus așa, copilăria mea a fost o luptă permanentă a părinților mei pentru a-mi prezenta ce e frumos, ce e luminos, ce e demn în viață și de a cosmetiza acele lipsuri. Părinții noastre făceau eforturi financiare să vă ducă des la teatru și la operă, iar într-un an au reușit să vă cumpere cadou de ziua dumneavoastră un titra rus în imagini, cu ajutorul căruia ați învățat limba franceză. Când au reușit să mai adune niște bani, au decis să nu cumpere un frigider și nu doar pentru că nu aveau ce să pună în el, ci au luat un pick-up pentru ca dumneavoastră să puteți asculta oricând muzică. Urmează întrebarea. Când v-ați dat seama că sunteți săracă? Niciodată.
Ba, nu, cred că nu sunt sinceră spunând asta. Când făcea un ciudă, alți copii la școală, că o fi așa tendința să ne lăudăm că ce avem, că uite eu am asta, că tu n-ai asta. Și veneam un grozav de frustrată și mâniată acasă și îndârjită și supărată pe părinți. De ce nu-mi luați și mie asta, asta, asta? Iar pe vremea părinților mei nu funcționa să aibă, să fie, să nu se zică. Nu. Era stop și fie... începeau niște, intram într-o lume a poveștilor, într-o lume în care interesante nu erau sentințele, să e așa, nu e așa, asta, ci important era felul în care ajungeam eu. Cred că asta era măestria pedagogiei părinților mei, tatălui meu, că veneam mânioasă, grozav, mai ales în adolescență, dună reveneam, că n-aveam nici televizor acasă. Și nu mi-era ușor. Erau copii, tineri, colegii care comentau și serialul și nu știu ce mai era. Și eu, pui să spun eu că citesc acolo surorile Bronchi. Bine. Da, să vezi în Dallas ce... interesant era procesul prin care tatăl meu mă aducea pe mine să recunosc față de mine însă că e mai importantă un anumit soi de bogăția spirituală, culturală în detrimentul... Dar asta nu m-a scutit de mari suferințe. Da. Mulțumesc. Tata vă spunea des în copilărie, tu ești evreică, trebuie să știi perfect limba țării care te hrănește. Și s-a ocupat personal ca dumneavoastră să învățați foarte bine limba română. Oh, da. Mai ales că părinții noastre au vorbit doar românește în casă și nu au învățat nici măcar idiș, de teamă să nu deprindeți accentul specific. Ați povestit că atunci când vă făceați temele, tata vă rupea foaia la fiecare trei greșeli și vă spunea: pentru că te cheamă Morgenstern. Pentru că noi avem 11 porunci, cele 10, care sunt practic aceleași în toate confesiunile, și mai avem una. Respectă legea locului unde trăiești. Urmează întrebarea. Ce regulă încălcați cel mai des? Acum sau atunci? Când simțiți. Mă doare atunci când îmi jur că o să fac ceva și nu mă lasă inima și nu pot, mănânc seara. Deși îmi jur că nu o să mănânc seara. E cam trivial ce spun eu acum, da, asta e adevărat, da. Îmi jur, nu, tata nu-mi dădea voie să mănânc. Când în sfârșit am avut televizor după vârsta de 20 de ani în casă, pentru nimic în lume nu îngăduia să se mănânce în fața televizorului. Masa e masă și televizorul, deși e televizor. Și e regula pe care o încalc, da. Mănânc în fața televizorului, mănânc seara. Și, da, îmi promit tot felul de chestii. Sunt slabă de înger. Asta e adevărul, sunt slabă de înger. Și nu de puține ori fac lucruri pe care rațiunea mea, mintea mea îmi spune că n-ar trebui să le fac, dar inima se topește. Mulțumesc. Vă citez. Regret că am pierdut timpul pe care s-ar fi cuvenit să îl acord familiei, celor care m-au iubit și care au avut mare nevoie de mine, în special părinților mei. Da. Părinții noastre nu mai sunt. Pe mama ați pierdut-o în 2009, iar pe tata în 2012. Ați aflat de moartea tatălui cu 2 ore înainte de premiera spectacolului Vizita bătrânei doamne de la Teatrul Național din București. Și ați decis atunci să urcați pe scenă, în loc să mergeți la tatăl dumneavoastră. Ani mai târziu ați spus așa: nu am să-mi iert niciodată că nu m-am dus imediat în clipa în care am fost sunată, că am făcut bine, că am făcut rău. Asta e treaba voastră să judecați. Dar cu asta eu nu o să mă împac niciodată. Urmează întrebarea. V-a alinat timpul durerea provocată de moartea părinților? Sunt două chestiuni pe care le-ați abordat. Nu, eu n-am să-mi iert niciodată că n-am decis atunci să spun stop, se suspendă orice, orice cuvinte frumoase, sloganuri, show must go on și alte teorii și teoreme. Stop, acum e o vreme.
E o vreme când se cuvine să, în tradiția noastră, se stă jos, se stă Shiva, se stă la pământ. 7 zile după care te ridici, dar 7 zile stai la pământ. Asta se cuvine. Asta ar fi trebuit să facă atunci și nu altfel. Nevoia de părinți se amplifică pe măsură ce trece timpul. Că asta se numește durere, că asta nu se numește durere, că șocul momentului se transformă în altceva. Da, foarte bine. Nevoia de părinți se amplifică pe măsură ce timpul trece. Nevoia de a mă sfătui, de a mă certa, pentru că ne certam. Familia noastră nu a fost scutită de momente de conflicte, de disensiuni, de cum prăpastia între generații și toate cele. Dar nevoia de comunicare se amplifică pe măsură ce timpul trece. Mulțumesc! Vă citez. Niciodată nu am luat vreun premiu la școală, nici măcar mențiune. Nu premiul întâi, nu premiul doi, niciodată. Premiile au început să apară în viața mea după aceea. Ați primit Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor și numeroase premii, atât în România cât și în străinătate. În 2004 ați fost desemnată cea mai bună actriță la Festivalul Emma de la Londra pentru rolul Maria din filmul Patimile lui Hristos. Uniter v-a acordat 2 trofee pentru cel mai bun rol feminin și pentru întreaga activitate. Sunt multe premiile pe care le aveți. Vreau să știu cum a ajuns Maia Morgenstern dintr-o elevă care nu se putea adapta la școală, una dintre cele mai bune și apreciate actrițe din generația sa. Urmează întrebarea. Cât contează premiile? N-am luat premii la școală și eram rățușca cea urâtă. Eram rățușca cea urâtă și nu mi-era bine și nici în timpul facultății n-a fost simplu, mă certam cu toată lumea, mă certam și cu profesorii mei și cu colegii mei și cu, probabil că nu mi-era bine cu mine, însă era un soi de lipsă de încredere în ceea ce sunt, în ceea ce pot, în ceea ce vreau să devin. Zi de zi ne confruntăm cu tot felul de sloganuri și tot felul fii tu însuți, fii tu însăți sau devin-o cea mai bună variantă. Băi, ori să devin cea mai bună variantă a mea, ori să fiu eu însă, ori să devin mai bună, cum să... Probabil că mărturisit sau nemărturisit, eram zăpăcită, nu știam să răspund, să fac față. Mi se părea o contradicție și un fel de dublă, triplă, quadruplă măsură. Și nu e un proces încheiat, momentul în care, nu e niciun moment, pentru că felul în care... Încerc să pun balanță, echilibru în ceea ce vreau eu, în ceea ce pot eu, în ceea ce mi se cere și în percepția. Și da, trăiesc din percepția celorlalți, felului în care ceilalți mă recepționează. E un proces continuu. Da, premiile contează în acel moment și în ce măsură vei reuși apoi să rămâi la acel standard. Eventual să mergi mai departe. Bine. Și premiile neluate și alea contează foarte mult. Și cred că aici e esența întrebării. Cred că asta am vrut de fapt să vă spun. Zero! Mulțumesc! Ați reușit din a doua încercare să intrați la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Despre începutul formării dumneavoastră profesionale ați spus așa. Până să ajungi în facultate, te jurai că faci orice numai să intri, inclusiv să mănânci vard de pe pereți. După 3 săptămâni de facultate, nu ne mai ajungeai la nas nici cu prăjina. Eram cu toții artiști emeriți ai poporului. Da, acum. A studiat actoria la clasa profesorului Demrădulescu, despre care toată lumea credea că este un profesor amuzant, care îi face pe studenți să râdă în hohote. În schimb, dumneavoastră l-ați descris ca fiind un pedagog extrem de exigent, care v-a arătat ce înseamnă să muncești ca să devii actor și care nu tolera absențele. Urmează întrebarea. V-a făcut Demrădulescu să plângeți?
M-a făcut să plâng de Mrădulescu și era normal să fie așa. Și țin minte că ne-am dus odată, patru fete și cinci băieți câți eram acolo, ne-am dus, eram un comitet, toată clasa, eram și comitetul, că ăștia eram de toți, cu jalba în proțap și revoltați și mânioși. Și nu se poate, ne pune profesorul, domnul profesor Gafton, tovarășul profesor Gafton, de la dicție și vorbire, ne pune să învățăm 20 de poezii. Domnul Demrădulescu ne asculta, neprivindu-ne cu fruntea, cu... Nu ne privea, avea catalogul care era de formă, era un pătrat. Era, nu era dreptunghiular, așa cum eram obișnuiți cu catalogele din liceu, era o formă pătrată și mai micuță așa, și se juca cu catalogul și ne asculta cum ne torturează profesorul de vorbire și cum ne pune să învățăm 20 de poezii. Nu se poate așa, noi eram deja actori, ce să mai învățăm poezie acum? Și ne asculta și ne-a lăsat, nu ne-a întrerupt, ne-am consumat noi toată revolta, ne-a ascultat, gata? Și ne pune și ne torturează, da, așa? Și când a luat catalogul și a zburat odată așa peste capetele, nu știu dacă e pedagogie sau nu, păi nu vă e rușine să vă fie loaze? Dar ce ați venit aici? Ce v-a pus să învățați? Fizică cuantică? Ce v-a pus să învățați voi să vă dezvolt? Nu vă, îi spun eu, îl învăț pe domn profesor să vă pună 40 de poezii să învățați. Luați-vă dosarele și afară. Ia, retrageți-vă, dacă e așa greu, să învățați 20 de poezii la 18-19 ani. Și ne-a amintit. Nu vă e rușine. Nu mai dau timp. Învățați. Și am tăcut. Și am învățat. Și tare bine ne-a prins. Mi-a prins bine tehnica vorbirii. Că sună într-un fel, că sună în altul. Când merg toate bine și ești și inspirat și vocea sună și totul e în regulă, ce faci atunci când nu poți? Când toate sunt împotriva ta, atunci am tehnica vocală. Poate să cadă lumina, poate nu să mai dau timp. Amuțească microfonul, poate să se întâmple orice, am susținere. Și pot să duc unde un act artistic îl pot duce până la capăt. De ce? Pentru că am studiat. De ce? Pentru că am și mi-a fost greu și țâfne și mofturi și nu știu ce. Și am învățat, ne-a pus să învățăm. Și n-a fost rău. Da, ne-a făcut să plângem. Da, catalogul. De ce e absență? De ce e absență la vorbire? De ce e absență la filozofie? De ce e absență la istoria teatrului? Nu intrați în examen. Și eram patru de toți. Mulțumesc. V-ați căsătorit încă din facultate cu actorul Claudiu Istodor. În 1984 ați devenit mamă, iar după ce ați absolvit Academia de Teatru și Film, ați fost repartizați amândoi la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Unul după altul. Ați descris experiența din provincie așa. Câte 3 săptămâni de turnee și deplasări prin toate satele și cătunele din țară. Case de cultură, sătești sau grajduri. Era frig și zluată și noroi și apa prindea poșghiță de gheață în pahar. Ca tânără mamă a fost ceva cumplit pentru mine. Urmează întrebarea. V-ați gândit vreodată să abandonați actoria? M-am gândit de mai multe ori să abandonez actoria, dar nu din cauza greutăților pe care le-am descris. Oamenii aveau nevoie de noi și eram nemulțumiți și eram înfrigurați și se mânca fix un covrig și oușoarele câte erau ținute pentru copil și ultimele 2 dintr-un carton de 30 de oi invariabil se stricau pentru că nu ne lăsa inima să le mâncam noi părinții și mai mult de un oușor, 2 pe zi. Așa. Da, m-a bătut gândul să mă las, să abandonez, dar nu din cauza greutăților. Greutățile, neajunsurile, nemulțumirile, jalea, durerea,
Nu era visul nostru să călătorim prin Cătuneș, dar era atâta nevoie, este, cred, atâta nevoie a oamenilor, nu neapărat și nu numai decât, în marile centre, marile orașe aflate, sub lumina reflectoarelor, în plină dezvoltare și cu festivaluri sau mai știu eu ce, universități, centre universitare, sunt orașe, Cătune, locuri unde oamenii ar veni cu mare bucurie, vin să-și vadă actorii, să vadă spectacole mai mari, mai mici, mai importante, mai puțin importante, mai moderne, mai clasice. Gândirea critică își are rolul și rostul ei. Dar da, oamenii își doresc mult să vadă actorii noștri, să-i vadă în spectacole. Poate că ar trebui, asta mă gândesc, sistemul pe care îl cunoaștem sau nu-l cunoaștem, sau legile pe care le știm sau nu le știm, le aplicăm sau nu le aplicăm, bine ar fi să avem cum să călătorim, să mergem. De altfel, vom participa în proiecte de teatru stradal. Vara bate la ușă, în curent. Bine. Mai vorbim de activitatea noastră de la Teatrul Evreiesc de Stat. Sigur. Mergem cu o întrebare roșie. Bine ați venit la 40. În sfârșit mă văd zâmbind. Bravo, am reușit. În comunism, ați spus că ați cunoscut foamea și ați povestit că mama nu arunca niciodată nici mai mică bucățică de pâine. Și nu doar alimentele v-au lipsit atunci, vă citez, umilința pe care am încercat-o ca adolescent atunci când obiecte de igienă nu puteau fi procurate, este unul dintre coșmarurile mele. Un moment extrem de delicat pentru dumneavoastră a fost în 1984, când ați devenit mamă pentru prima dată și nu găseați lapte praf pentru copil. Mai mult, în perioada în care erați actriță debutantă la Pietra Neamț, ați fost internată cu febră foarte mare, iar medicii din spital nu au avut antibiotice cu care să vă trateze. V-au adus în schimb pungi cu sânge congelat pe care să le puneți pe corp ca să le dezghețați și să vă scădeți astfel și temperatura corpului. Urmează întrebarea roșie. Ce v-a revoltat cel mai tare în comunism? Erau multe lucruri care mă făceau să sufăr, să scrâșnesc, să fiu nemulțumită, să mă simt umilită, să-mi fie greu. Copilul, faptul că n-am putut sta, de fapt, vorbim despre cât de mult sau cât de puțin timp am stat cu copilul meu, cu copiii mei, încercam să-l iau pe Tudor cu mine la Piatra Neamț, unde făceam stagiu, unde am fost trimisă. Eram actriță la Piatra Neamț, iar condițiile de viață erau precare. Și asta nu e o minciună și nu e o exagerare. Era frig, nu era apă caldă, hrană procuram foarte greu. Se îmbolnăvea. Copilul, fiind mic, se îmbolnăvea, eram obligată să-l duc înapoi la mama. Apoi cu mama îmi recomanda, lasă-l la noi. Și eram sfâșiată între dorința de a avea copilul cu mine și acceptarea unei realități cumplite. N-am cum să am grijă de copilul meu. Asta cred că m-a durut cel mai tare. Între toate, concret vorbind și foarte sincer, asta m-a făcut să sufăr cel mai tare. Apoi faptul că nu aveam dreptul să... Nu aveam cum să fi călătorit. Dreptul de a călători era un drept extrem de restricționat, după cum bine știți. Dificultatea. Obțineam până la urmă filme, cărți, dar cu mare efort. Poate că asta era triumful de a fi reușit să văd un film sau un articol sau o carte. Mulțumesc. Îmi dădea mare satisfacție. În cartea dumneavoastră Nu sunt eu, ați descris teama pe care ați trăit-o în haosul zilelor de la Revoluție. Vă citesc. Pe străzi, gloanțele zburau în jurul nostru. Poate erau oarbe, false. Frica mea nu. Frica mea era concretă și umilitoare. Grețoasă și paralizantă. Paradoxal, nu? Strigam jos Ceaușescu, jos comunismul și mi-era frică.
Urmează întrebarea. De câte ori ați fost paralizată de frică? Am fost de câteva ori în viață. Am fost de câteva ori paralizată de frică. Spaima, frica, groaza, paralizia de a nu reuși, de a nu ști ce să faci pentru a-ți salva pe cei foarte, foarte, foarte dragi. Am fost paralizată de frică. Da, mi-a trecut. Dar am avut câteva momente de a fi, în care am fost paralizată într-un tren. Circulam într-un tren dintr-o țară în alta și ușa era împinsă și mi-a fost foarte frică. Au revenit în mine spaime de mult, credeam eu, rezolvate, dizolvate, învinse. Au revenit spaimele, fricile nopții. Mi-e frică de întuneric, mi-e frică de înălțime. Nu atât cât să fiu paralizată, dar am cunoscut de câteva ori frica de a nu ști ce să faci pentru a-ți salva pe cei dragi. Uneori am depășit, alteori nu. N-am știut ce să fac. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În film ați debutat în 1983 cu rolul Rosalia din Spinoase scăile iubirii, în regia lui Mihnea Columbeanu. Primul mare rol l-ați obținut în 1993 în filmul Balanța, regizat de Lucian Pintilie. Ați spus că acest rol a fost cartea dumneavoastră de vizită timp de mulți ani, dar v-a adus și una dintre cele mai dificile scene din toată cariera. Nu secvența violului v-a creat probleme, ci aceea în care securistul pune furtunul cu apă pe dumneavoastră, vă citez. Eu eram luarcă și vânătă, dar filmarea se relua. A fost foarte dureroasă scena cu furtunul. Cine îl ținea? Domnul regizor Lucian Pintilie. Mi-a dat după aceea câteva zile să-mi revin. Urmează întrebarea roșie. Există vreo scenă pe care ați refuzat să o jucați? Există proiecte în care am refuzat să particip, nu multe, și cred că s-ar fi cuvenit să fie mai multe proiecte pe care ar fi trebuit să le refuz. Au existat și proiecte de care mi-a părut rău într-un prim moment, că n-am fost cooptată, că n-am fost chemată, după care am spus slavă Domnului, bine că nu s-a întâmplat așa, dar aș vrea să, mă rog, să spun un amănunt, nu sunt neapărat să corectez. Vorbim despre primele roluri, primele apariții. Cred că am vorbit eu și mea culpa, am vorbit poate prea puțin despre un moment important în existența mea artistică, bună rea cum o fi fost, și anume filmul Maria și Marea în regia domnului Mircea Mureșan. Tudor avea câțiva anișori, dar au fost și proiecte înainte, a fost și Prea cald pentru Luna Mai, au fost și filmele de regie cu colegii de la regie, unde am învățat meșteșug, puțin câte puțin, bine, rău, dar momentul Maria și Marea în regia domnului maestrului Mircea Mureșan, de fapt, pentru mine a însemnat o adevărată școală de film. Că vorbim prea puțin astăzi, că nu o mai fi la modă, că nu o mai fi la modă. Eu am toate motivele să-i fiu profund recunoscătoare domnului Mircea Mureșan pentru tot ce m-a învățat atunci când nu știam absolut nimic, de ce, cum, sau nu știam să aplic, sau cum mă învață Tudor azi, mamă, întâi pleacă ochii și după aia cap. Și glumesc, desigur, mă joc cu el, nu așa, mămigo. Dar am pentru ce să fiu recunoscătoare foarte multor maeștri. Vă mai dau timp. Mai mult sau mai puțin cunoscuți, despre care vorbim astăzi, mai mult sau mai puțin. Ei, cu toții, acești maeștri, Iulian Mihu, vreau să spun un cuvânt, am învățat foarte mult de la domnul Mircea Săucan, deși n-am avut șansa, n-am avut privilegiu să fi fost îndrumată, să fi jucat sub bagheta domniei sale, pentru că, iarăși, domnul maestru Mircea
său can fusese tras pe o linie moartă, fiind o fire extrem de vulnerabilă, de o sensibilitate ieșită din comun, n-a rezistat practic acestui fel de a fi tras pe o linie moartă. Dar Mircea Săucan mi-a dat primele sfaturi, primul impuls, primul îndemn despre ce înseamnă să lucrezi, să te pregătești pentru a deveni actor, actriță pentru meseria asta. Sunt recunoscătoare. Mulțumesc. În filmul Patului Procust, în care jucați rolul doamnei Tee, surprindeți publicul cu scenele de amor. Interpretarea dumneavoastră a primit foarte multe recenzii pozitive, chiar dacă filmul nu a fost difuzat pe marile ecrane în România. Despre scenele erotice din filme ați spus așa: dacă joci cinstit, fără gânduri ascunse, dacă respecti publicul, și el te va respecta, nu vei provoca săsăituri triviale în sală. În ceea ce mă privește, eu nu sunt o pudică. Nu mi-e rușine de trupul meu și mă simt străină de conceptul păcatului biblic. Urmează întrebarea. Ce este mai greu de interpretat? Violența sau erotismul? Cel mai greu, important, delicat este adevărul. Nu violența... Dăm acum masa peste cap, aruncăm cu ceștile pe aici și ne uităm teribil una la alta și se cheamă că e violență. Erotism la o vârstă, la... Sunt câteva formule, sunt câteva clișme, nici măcar clișme, la rețete fixe și funcționează și asta. Adevărul. Adevărul nu acela pe care încercăm să limităm. Nici de pe stradă, nici din producții de mai aproape sau de mai departe, de peste ocean, ci adevărul profund. Și iarăși mă tem de vorbe mari și de gargară multă. Adevărul profund, intim, așa cum ești tu. E prea mult, e prea puțin. Asta e dimensiunea mea. Ăsta este calapodul meu. Așa sunt construită eu. Pe dimensiunile astea, cu culorile astea, cu amprenta sufletului, personalității, minții mele, orizontului pe care încerc să-l lărgesc, orizontul cultural. Dar da, acesta e adevărul meu. Da, am fost influențată de cei de dinaintea mea, de cei cu care mă înconjor, de familia mea, de lecturile mele. Dar acesta e adevărul meu. Cred că ăsta e lucrul cel mai greu de interpretat, de adus, de a convinge publicul, partenerii. Adevărul ni se cere din primul moment, de la școală, de la admitere, de la examene, de către criticii noștri, regizorii noștri, profesorii noștri. Adevărul. Că sunt mai multe adevăruri. Și asta e adevărat. Găsește argumente pentru adevărul tău. Mulțumesc. Vă citez. Cred că momentul de cotitură în care Rățușca Urâtă s-a transformat în lebădă a fost după 89, când s-au petrecut pentru mine marile întâlniri pentru care voi fi veșnic recunoscătoare. În 1990 ați ajuns la Teatrul Național, iar în 1993 ați jucat în primul film românesc privat, Cel mai iubit dintre pământeni. Filmul nu a ajuns în cinematografe și a fost proiectat doar la Sala Palatului din cauza unui scandal apărut între casa de producție și distribuitor, după ce acesta din urmă a cerut 65% din încasări. Așa a ajuns filmul Cel mai iubit dintre pământeni să fie considerat de presă o capodoperă pierdută. Urmează întrebarea. Este valoarea unui film dată de încasări? Din punctul cui de vedere, cine pune întrebarea? Producătorul, cel care a investit banii, ce rămâne după? Din punctul cui de vedere întrebăm asta? Din punctul dumneavoastră din de vedere, acum. N-a fost și nu este. Valoarea unui film nu este dată de încasări. Nu este, dar încasările uneori pot să reflecte felul în care publicul este atras de un film sau de altul. Mă gândesc acum la filmele lui Charlie Chaplin.
De ce mă duc așa de departe? Pentru că la asta mă duce mintea. Charlie Chaplin fiind foarte atent la felul în care publicul și copiii. Poate că e o legendă, eu așa am citit, poate că e adevărat, poate că e adevărat numai parțial. Primele vizionări ale filmelor sale atunci când, și își făcea singur filme, când a decis să devină Charlie Chaplin și nu i-o fi fost ușor nici lui, spun așa cu o leacă de umor, încerc eu, când a decidea să facă proiecții pentru copii, era foarte atent la reacția copiilor. Ce se mai putea face, unde într-adevăr... Da, acesta era scopul declarat, de a stârni râsul. A, la alte, pe alte planuri, ceea ce ne face să gândim cinemaul lui Charlie Chaplin, și asta e adevărat, dar conta foarte mult reacția publicului. Dacă asta înseamnă încasări, reacția public, felul în care publicul vine, vede un film, poate să fie un criteriu. Nu neapărat încasările. Sigur, astăzi am atâtea modalități de a privi un film, dar e important ca publicul să vină într-o sală de cinema. Cred că e esențial. Mulțumesc. Continuăm. În 2004 ați fost invitată în Italia la o întâlnire cu celebrul actor și regizor Mel Gibson. Ați mărturisit ulterior că ați avut atât de multe emoții încât nici măcar nu vă mai amintiți ce ați vorbit cu Mel Gibson. Ați primit rolul Mariei, mama lui Iisus, în filmul regizat de el, Patimile lui Hristos. Presa a scris că Mel Gibson, un romano-catolic devotat, a ținut cont atunci și de semnificația numelui dumneavoastră, Morgenstern, care... în limba germană înseamnă luceafărul de dimineață, o expresie simbol pentru Fecioara Maria. Ați mărturisit că la filmări erați însărcinată cu fiica cea mică, cu Izadora. Urmează întrebarea. V-a fost predestinat rolul mamei lui Iisus? Nu cred în predestinare. Aici e foarte simplu și nu știu dacă ce a spus sau ce a speculat presa despre ceea ce a spus domnul Mel Gibson în legătură cu numele meu, o fi fost, o fi spus chiar așa sau nu. Mie nu mi-a spus niciodată că m-ar fi ales pentru că mă cheamă într-un anumit fel sau în altul. Ceea ce rămâne este modul în care am lucrat dintr-un început, repetițiile, felul în care mă apropiam, discutam, lucram fiecare scenă, repetam fiecare scenă, învățam fiecare scenă, pentru că limba aramaică, nu-i așa, nu este limba mea maternă, nu-i prima limbă pe care o vorbesc. Și eram acolo actori din toate colțurile lumii, aș spune. Și cu toții ne adunam pentru a studia. Țin minte odată Jim Caviezel, cel care a interpretat pe Iisus, mi-a propus, știi, e o scenă grea, e o scenă cu Iisus și mama și hai să o facem în limba engleză pentru a stabili coordonatele, să vedem din punct de vedere emoțional, energetic, ca energie, ca nu știu ce, ca schimb, ca dialog. Și am spus, nu, nici engleza nu e prima limbă pe care o vorbesc, engleza mea e destul de... se mai poate îmbunătăți, mai încape, mult studiu, hai să pornim și poate că s-ar putea să dezvolt complexe în fața ta, a dumneavoastră. Intenția mea este să spun dumneavoastră, nu știu dacă merge în engleză cu dumneavoastră sau nu. N-aș vrea să dezvolt complexe de niciun fel. S-ar putea să apară sau nu. Hai să pornim amândoi de la zero. Limba aramaică nu vorbim niciunul nici altul. Hai să încercăm să construim scena de la zero. Ce știm, ce nu știm, ce ne înțelegem, cât de atenți suntem, care este adevărul, sinceritatea. Eu, personaj, mamă, tu, dumneavoastră. Vă mai dau timp. Și am pornit din același punct, de spaimă, de teamă, repetaserăm cuvintele, dar nu erau cuvintele pe care le folosim în fiecare zi. Cum ne adaptăm, cum ne ascultăm, am spus cuvintele, da, am spus o poezie, gata, acuzitu. Era felul în care muzicalitatea, energia cuvintelor și alte cuvinte frumoase deveneau ale noastre atunci și acolo și în același timp.
Și ăsta era lucrul cel mai important pentru noi. Ba chiar ne-a bântuit nevoia, dorința de improviza. E, improvizează în aramaică, dacă poți. Nu poți. Și atunci a venit de undeva asta, pornind de la ideea că nu cred în predestinare, am avut curajul să apărem amândoi în fața regizorului Mel Gibson. Uite, avem nevoie să improvizăm aici. Și cheamă pe profesor universitar de aramaică. Și am și improvizat. Rămânem tot aici. Mergem cu o întrebare roșie. Filmul Patimile lui Hristos a avut încasări uriașe, peste 600 de milioane de dolari, a fost și favoritul criticilor la premiile Oscar și chiar a fost nominalizat la mai multe categorii, mai mult. Regizorul Mel Gibson era sigur că dumneavoastră veți câștiga statueta pentru cea mai bună actriță, dar nu s-a întâmplat așa. Filmul a născut și multe controverse, fiind acuzat, printre altele, că încurajează antisemitismul. Consecințele au fost dure pentru dumneavoastră, vă citez. Am fost agresată pe stradă și în lăcașe de cult. Mă întrebau, de ce ai făcut filmul acesta? Meriți să fii bătută cu pietre. Am fost pedepsită pentru patimile lui Hristos. Mi s-a și spus lucrul acesta în mod textual. Urmează întrebarea roșie. A meritat filmul lui Mel Gibson patimile Maie Morgenstern? Categoric, da. E atât de simplu, ceea ce era controvers acum 20 de ani, Izadorare, 19, abia ce am plinit 19 ani. Mulțumim la toată lumea. Deci filmul are 20 de ani. Izadora, inimioare îi bătea undeva aici, sub inimioara mea. Bine, da. Controversele și greutățile și nedreptățile, cum le-am perceput la vremea aceea, s-au transformat. Mi-era și greu. Vorbim de povești care s-au întâmplat cu 20 de ani în urmă. Timpul, sigur că da, mai estompează, mai vindecă răni, se așterne și praf uitării. Dar era o vreme în care eram tot timpul cu garda sus. Să fi avut noi conversația asta și aveți grijă, reușesc să citesc și textul pus cu capul în jos. Dacă am fi avut conversația asta acum 15 ani, acum 18 ani, dacă ați fi pronunțat așa, aș fi fost cu garda sus, la modul concret sau pur și simplu emoțional, psihic, prima reacție ar fi fost să mă apăr, pentru că am primit câteva lovituri dureroase, pe care le-am și perceput atunci ca fiind lovituri nedrepte, dureroase, care n-aveau legătură nici cu prestația mea artistică, nici cu cine sunt. Da, am adurut faptul că putem discuta sau da, sau nu. Gândirea critică și are rostul și locul ei despre ceea ce am făcut ca actriță în film și argumentele mele erau de ordin artistic, dar la un moment dat țin minte că am spus stop. Cei ce dau dovadă de cruzime fără mari sunt mai soldații romani din film care îl torturează. Torturează un om, îl torturează pe Iisus din pura plăcere de a tortura, fără niciun fel de argument, fără niciun fel de motivație logică, ideologică, teologică sau mai știu eu cum. Ei, lasă despre asta, nu discutăm. Și atunci am învățat să mă apăr și să evitam. Să fi avut noi conversația asta cu 15 ani, știți cum evitam? Făceam un slalom printre întrebările astea. Le evitam urgent. Acum răspund cu seninătate. Mulțumesc. Continuăm. Mergem tot cu o întrebare roșie. Vă citez. Aveam vreo 12 ani când am primit un bilețel. Toți colegii mei văzuseră, pentru că bilețelul a mers din mână în mână. Credeam că e primul mesaj de amor din partea unui băiat. Nici nu înțelegeam bine scrisul. Tremuram toată. Însă în locul declarației de dragoste la care vă așteptați, bilețelul a fost poate prima jignire cu caracter antisemit la adresa dumneavoastră. După 45 de ani, în 2021, la o întrunire pentru directorii de teatru, v-a rănit o remarcă antisemită pe care ați auzit-o întâmplător la colegi. Tot anul trecut ați primit pe e-mail o amenințare cu moartea plină de injurii antisemite din partea unui presupus susținător al Partidului Aur, care la scurt timp a fost reținut de poliție.
Urmează întrebarea roșie. De câte ori ați fost victima antisemitismului? Victimă e un cuvânt dur și greu și foarte serios. Nu vreau, nu-mi place, asta am învățat din familie, a nu te victimiza, a nu încerca să obții capital de imagine, de simpatie, de captație o benevolenție, considerându-te victimă, nici măcar zgândărind răni vechi. De asemenea, dar așa, trecând eu prin viață, cum am trecut, și asta am înțeles cândva destul de recent. Preferam să tac, să mă uit în altă parte, să, nu contează, las că trece. Nu, am spus stop. Fără să mă victimizez, fără să mă consider victimă, nu voi accepta statutul de victimă și atunci când eu consider că s-au făcut remarci ne la locul lor, când mă doare ceva, voi spune lucrurilor pe nume, pe numele pe care îl consider eu, fără a aduce acuzații suplimentare, fără a zgândări și a extrage capital de orice fel din aceste întâmplări, aceste fapte, aceste vorbe. Evident, când am primit mail-ul, amenințările despre care ați vorbit pe adresa instituției au fost trimise pe mail-ul pe adresa instituției, am făcut plângere, iar organele statului, ce instituțiile abilitate, au urmat cursul lor. Fără a continua ceea ce m-a durut și nu neg lucrul ăsta și nu mă prefac că n-a fost, a fost reacția unor distinși comentatori care m-ar fi acuzat pe mine, au spus că eu aș fi meritat să primesc plângere penală. Nu mai dați timp, că și spun numele, nu-l voi spune pentru că știu să metrizez bine lucrurile astea. Eu aș fi meritat plângere penală pentru că am îndrăznit să pun în discuție lucrul ăsta și am îndrăznit să pun copy-paste pe rețelele de comunicare, că nu știu cum se spune, socializare, rețele sociale, de socializare, de nu știu ce, pe chestiile astea pe care punem noi tot felul de chestii. Da? Mulțumesc, okay. Am notat. Notați. Revenim la cartea dumneavoastră Nu sunt eu. Aici ați descris un moment din copilărie în care v-ați simțit tare singură, vă citez. Se apropiau sărbătorile, copiii cântau pe străzi, dar mai ales în tramvaie, cu steaua, cu moșul, cu păstorii, era frig. Dar ei erau colorați, costumați, îi priveam fascinată. Strângeam cu putere mâna tatei, nu-i spuneam că în zilele acelea eu mă simțeam cumva departe, exclusă, din altă lume, străină, altfel. Dar el simțea dezamăgirea și tristețea copilului altfel. Urmează întrebarea. Când tu s-a mai simțit Maia Morgenstern exclusă? Asta nu s-a întâmplat foarte, e ceva timp, dar în momentul în care am înțeles și n-am înțeles ușor și n-am înțeles imediat și mi-a trebuit multă susținere din partea prietenilor și oamenilor apropiați. De altfel sunt foarte recunoscătoare și detractorilor mei. Dacă n-ar fi fost retractorii mei, probabil că n-ați fi citit toate mărturiile astea. Am simțit nevoia să comunic tot felul de chestii care n-aveau imediat și direct legătură cu loviturile nedrepte, consideram, pe care le-am primit. Atunci când, să răspund la întrebarea dumneavoastră concret, să nu bate în câmpii, când am înțeles că a dezvălui, a te deschide, a oferi ceea ce ai de oferit, a fi tu însuți, însăți, cu ceea ce am învățat, n-ar trebui să fie prilej de a mă ascunde și de a comunica. Eu am de spus asta, primesc liniștită, senină, ceea ce ai tu să-mi dăruiești, să-mi oferi, una n-o exclude pe cealaltă. Petrecem sărbătorile împreună,
cu prietenii, cu oameni foarte dragi, nu e o prăpastie, n-ar trebui, nu mai este și ține de noi, ține de mine, de oamenii care îmi sunt aproape, să nu construiesc, să nu las prăpastia să se aduncească, nu, ci să construiesc punți de comunicare, dacă vom ști mai multe unii despre alții, ne vom înțelege, ne vom accepta, vom avea ce împărtăși. Și sunt multe lucruri și frumoase și colorate și de o parte și de alta a voi. De împărtășit. Tit! Am reușit! Câte secunde? 2 minute? 2. Bravo! Exact! Măi! Ați spus că tata cunoștea numai puțin de o plimb străine și pe durata emisiunii asta. Da. A fost și meditatorul lui Constantin Noica și s-a ocupat de educația dumneavoastră după ce a fost dat afară de la muncă și nu s-a mai angajat. Mama, în ciuda profesionalismului ei, a avut la rândul său probleme. Vă citez. Atunci când s-a aflat că sora mamei voia să fugă în Israel cu soțul ei, mama a fost dat afară din Partidul Comunist și a pierdut slujba, existența, viața, modul de a câștiga o pâine. Mai târziu, o parte a familiei dumneavoastră a reușit să plece din țară. Vă citez acum din presă. În familia Maiei, cei care au plecat au fost bunicii materni și o mătușă. Discutau părinții despre plecare? Dacă da, Maia nu ne povestește. Urmează întrebarea. De ce nu și-au căutat părinții dumneavoastră salvarea în Israel? Cred că e cam târziu să punem întrebarea asta, dar eu am să încerc să răspund. Sora mamei, cea care a plecat împreună, n-a fugit. Au plecat, au decis să plece în Israel. Soțul ei, unchiul meu, cumnatul mamei, deci a fost închis, fiind sionist, fiind poet, fiind intelectual, fiind religios, fiind sionist, în anii 50, apoi unchiul meu a fost eliberat și au decis să emigreze în Israel, să emigreze, cum se spune corect? Să emigreze. Ok. Și atunci ei au plecat, părinții mei au decis să rămână aici, deși nu le-a fost ușor, după cum bine ați menționat, tata n-a fost niciodată membru de partid, mama a fost membră de partid din ilegalitate, membră în Partidul Comunist. Mama a fost dată afară și mi-a povestit. Spuneam mai devreme că părinții nu evitau, aveau mare grijă cu etapele vârstei și dezvoltării mele pentru a nu-mi întuneca sufletul, pentru a nu-mi crea spaime, pentru a nu mă face să mă retrag, să mă închid. Atunci când mama mi-a povestit că au chemat-o să vină să dea o declarație dacă știa că sora ei are de gând. Și a spus că nu știa. Ei, au picat o picătură de cerneală pe cuvântul nu. Pur și simplu o picătură de... Și avea mama, cred că o copie, sau declarația pe care a făcut-o. Astfel încât a rezultat că mama știa că sora ei va pleca. Cred că au respectat, revenind la întrebarea dumneavoastră, au respectat și au iubit locurile astea. De altfel, mama îmi spunea, multe se schimbe pe lumea, se pot schimba pe lumea asta și susul jos și josul sus. Un singur lucru nu se schimbă, tabla mulțirii. Și asta nu se schimbă și asta e valabil peste tot în lume. Am depășit! Și mi-am propus să nu depășesc. Continuăm. În copilărie, mama și tatăl dumneavoastră v-au impus niște limite clare. Vă citez. Copilăria mea a fost jalonată de o groază de nu. Aia nu. Nu se întârzia acasă. Nu se merge la masă fără să fie mâinile spălate. În plus, părinții nu vă lăsau să mâncați nici măcar înghețată de teamă să nu faceți roșu în gât, pentru că ați fost un copil mai bolnăvicios. Vreau să știu cum și-au pus amprenta asupra dumneavoastră toate aceste restricții, mai ales că sunteți mamă a 3 copii. Urmează întrebarea. De câte ori le-ați spus copiilor dumneavoastră nu? Se poate răspunde? Da. Țin minte în copilărie că îmi juram, eu n-am să fac niciodată asta, orice ar fi, eu niciodată, și le spuneam părinților mei,
în pline momente de revoltă. Eu niciodată n-am să le spun copilor mei nu și asta și nu și asta și nu și asta. Le-am spus de multe ori. De fapt, mi-am încălcat acest jurământ, nu de puține ori, de-a lungul vieții, dar povesteam odată când l-am născut pe Tudor, că la ieșirea din maternitate, după o săptămână, ca așa era pe vremea acum 38 de ani, te dăscălea și te învăța un specialist, un om de știință, să nu cumva să iei copilul, să-l hrănești mai devreme de 3 ore, că se întâmplă o nenorocire, dai peste cap viața copilului și metabolismul și stomacul. Bine, s-a născut ca Biria peste 14 ani. Iarăși ieșirea din maternitate după 2 zile și iar te învață și te, nu cumva să lași copilul jos, nu cumva să-l lași, să-i hrănește când vrea copii, că la 3 ore, ce la 3 ore? Nici pomeneală. Deci toate principiile care acum 14 ani funcționau ca lege de viață și de moarte, acum erau complet date peste cap. Nu cumva să plângă copilul, nu tot timpul ținut în brațe, alimentat la cerere, când vrea, cum vrea. Erau valori, și ținea minte, nu se întâmplase în secolul, ba da, în secolul trecut. Toate valorile erau completate peste cap. Și atunci, ce rămâne? Bunul simț? Da, copiii mei mă reproșează că una, că mi-ai făcut, că nu mi-ai spus, că nu știu ce, că mi-ai interzis. Da, da, sunt greșeli. Așa am știut să răspund ca mamă. Ceea ce am vrut să fac cu pentru copiii mei a fost întru spre binele lor. Că am reușit, că n-am reușit, o să ne spună viața mai târziu. Bine. Ok. Rămânem tot aici. Nu mi-ați spus de câte ori le spuneți, nu? Vă citez. Am greșit. Familia, copiii, reprezintă legătura mea cu pământul. Ei sunt împământarea mea. Acum copiii dumneavoastră sunt toți mari. Tudor, 37 de ani, Cabiria, 23, 38, și Ana Isadora, 19 ani. Deși v-ați dorit din totdeauna mulți copii, de fiecare dată când aflați că sunteți însărcinată, vă gândeați la o întrerupere de sarcină. Ați spus așa: lista mea de priorități nu cuprindea în acel moment și un copil, dar asta e. Când am decis să merg mai departe, mi-am dat seama că am avut un moment de iluminare. Dar nu e ușor, pentru că nimeni nu poate împăca și familia și cariera. Familia are mereu de suferit. Urmează întrebarea. Sunteți o mamă bună? Sunt o mamă exagerată. Cum vorbeam mai devreme, da, mă doare sufletul că nu v-am răspuns de câte ori spun nu copiilor mei. Cred că îmi pun singură piedici, obstacole și nici asta nu e așa rău. Mă întreb, mă chestionez, oare e cazul? Atunci când am dubii de a spune nu așa sau nu, mă gândesc, nu de puține ori, oare n-am spus de prea puține ori nu în viața asta? N-aș vrea, pentru că nu e cazul să mă percepeți ca pe o soi de perfecțiune. Am făcut multe greșeli, lucruri de care îmi pare teribil de rău. Oare ceea ce consider eu că e bine sau binele meu este neapărat și pe termen lung mai ales și întru binele copilului? Pe de altă parte mă gândesc, copilul meu, adolescentul meu, tânărul care face parte din familia mea și va rămâne pentru totdeauna copilul meu, trăiește într-o lume, într-o societate care cumva, în toate felurile, e alta decât cea în care am crescut, m-am dezvoltat, rămân marile valori, valorile morale. Transmit la rândul meu ceea ce cred că e moral, că e bine, că e demn, că e nobil. Mă dor, nu de puține ori, deciziile copiilor mei. Încerc să le înțeleg atâta cât pot. Încerc, dar ceea ce trebuie să știe și sper că știe copiii mei, că vor găsi întotdeauna un umăr. Sunt aici pentru a-i sprijini. Asta nu înseamnă că le și aprob sau le înțeleg întotdeauna decizii. Bine, continuăm. M-am reabilitat la câte nu am spus. Fiul dumneavoastră a spus așa: când eram mic, ai mei mă târau pe la repetiții și nu-mi plăcea. Teatru mi se părea ceva foarte plictisitor. Cu toate acestea, Tudor este actor.
Fica noastră, Gabiria, a suferit un an întreg atunci când s-a născut mezina familiei Ana Izadora. Vă citez. Gabiria a fost bolnavă la propriu. Baroșul în gât, baroșul în nas, baroșul în urechi, era totul psihosomatic, dar a trecut. Gabiria este și actriță, a absolvit facultatea de actorie cu 10 pe linie și este văzută de regizori ca o mare speranță. Acum, Ana Izadora, fiica noastră cea mică, este și ea studentă în anul întâi la actorie. Urmează întrebarea. Poate o mamă să-și iubească toți copiii la fel? Evident! Da, e atât de simplu. În primul rând că am nevoie de ei și ceea ce le-am insuflat este... Dar nici nu trebuie eu să le insuflu mare lucru, pentru că e o legătură între ei, între copiii mei, au nevoie unul de celălalt. Și da, o mamă poate, dar e atât de simplu, e atât de evident pentru mine. E atât de normal, e atât de clar că îmi iubesc, dar nu pot spune în egală măsură, pentru că n-am măsură pentru dragostea pe care o am față de copiii mei. Nu e cu măsură, n-am cu sticlă la schimb dragostea pentru copiii mei. Se revarsă și, da, sunt acum o mamă în vârstă, sunt o mamă bătrână și primul gând și ultimul gând e la copiii mei, la toți. Mergem cu o întrebare roșie. Ați avut un mariaj de 16 ani cu actorul Claudiu Istodor. V-ați căsătorit în timpul facultății și tot atunci ați devenit părinți. Aveți împreună un fiu pe Tudor. Ați divorțat în 1999, dar 21 de ani mai târziu, în perioada pandemiei, v-ați izolat la domiciliu împreună cu fostul soț. Am văzut fotografiile romantice pe care le-ați publicat pe rețelele de socializare. Despre relația cu Claudiu Istodor a spus așa: lumea poate să rămână surprinsă așa cum ne surprinde viața. Mă surprind pe mine privindu-l în continuare. S-a lăsat un soi de pace, de liniște, iar eu am putut să mă liniștesc, să mă relaxez. Urmează întrebarea roșie. Vă place ciorba reîncălzită? Foarte mult. De asta am și mărturisit-o. Enorm. Cel mai tare îmi place ciorba reîncălzită. Îmi place ciorba în general. Îmi place... Îmi place ciorba reîncălzită. Cu ciorba Iberia asta vreau să înțeleg. Asta ați întrebat. Nu înțelesesem întrebarea, vezi? E pace, e determinare, este împământenirea mea. Sunt lucrurile incomode, întrebările. Să vedeți la Claudiu Istodor întrebări incomode, dacă vreți să luați lecții de întrebări incomode, de comentarii incomode, de necântat în strună. Am nevoie că mai vin și mă vait și mă plâng, iar răspunsul mă răstoarnă complet. Apropo de nu victimizare, nu-ți și îi reproșez, am nevoie de empatie. Empatie nu înseamnă a-ți cânta în strună și a ofta și a nevăita, vai, vai, vai și măi, măi, măi. Deloc. Ia și vezi care văd din alt fel, din alt unghi. Văd o problemă, o dramă, o jale, o nu știu ce. O văd altfel. Ia și te uită, privește și peste umărul meu. Și vezi că ce ți se pare sfârșitul lumii azi și grindină și fulgere și trăsnete, nu fi chiar așa. Vezi și un alt punct de vedere care nu e neapărat un soi de armonie neavenită, nefolositoare. Și mă supăr pe moment, grozav mă supăr și nu-mi convine, că mai bine mi-ar fi prins așa cineva să mă mângâie pe cap, să spună, numai tu ai dreptat. Nu, n-ai dreptat. De asta spun că e împământenirea. Vă mai dau timp? Da. Dați-mi tot timpul. Eu îmi dau timp, ne dăm timp unul altuia.
Odată ia țin minte că i-am spus, mă gândeam dacă asta voi mărturisi vreodată sau nu. Ei, ce să fac? M-ați determinat, vă felicit, m-ați determinat să o spun. L-am întrebat, ai vrea să o luăm de unde, nu știu ce? Și mi-a răspuns nu. Aici suntem, de aici mergem. Nu o luăm de la început, așa clișeele, mai dau timp. Celea. Ai vrea să o luăm de la început? Nu vreau să o luăm de la început, vreau să o luăm de unde este. O luăm de aici și mergem mai departe. Mi-a prins bine. Nu mi-a convenit pe moment, dar mi-a prins foarte bine. De aici, mai departe. Doamne ajută. Mulțumesc. Mulțumesc. Ați avut o relație de 3 ani cu actorul Demeter Andras Ișvan, din care s-a născut fiica noastră cea mare, Kabiria. În 2001 v-ați căsătorit cu medicul Dumitru Băltățeanu, care este tatăl mezinii dumneavoastră, Ana Izadora. Despre acesta spuneți așa: sunt sedusă de el, mi-e sete de el. Când îl vezi la spital, în mediul lui pe care îl iubește, e un titanie, cât un bloc, cât intercontinentalul e. Eu sunt geloasă pe meseria lui, sunt geloasă și pe aerul pe care îl respiră bărbatul meu. Mă sufoc. Această căsătorie noastră cu Dumitru Băltățeanu s-a încheiat în 2015. Urmează întrebarea. Ați divorțat din cauza geloziei? Nu, n-am divorțat din cauza geloziei. Povestea pur și simplu s-a terminat, am încheiat acolo și am mers mai departe fiecare pe drumul său. Nu din cauza geloziei. Mergem mai departe. Vă citesc. Am prieteni foarte buni care mi-au fost alături și în momentele mai puțin vesele, care îmi spun ce este în neregulă chiar și într-un moment de succes. Este cunoscută prietenia pe care o aveți cu Carmen Tănase și cu actrița Rodica Mandache. La un moment dat ați spus așa: prieteni am cât să-i număr pe degetele de la o mână. Aș vrea să-mi spuneți ce rol joacă prietenele în viața dumneavoastră. Și pentru că cel puțin 2 dintre ele sunt actrițe și foarte talentate, am o curiozitate. Urmează întrebarea. Ați fost vreodată invidioasă pe prietenele dumneavoastră? Da, sigur, sunt invidioasă tot timpul. Sunt invidioasă pentru că eu consider că invidia e un sentiment omenesc. Vaca nu poate să fie invidioasă. Glumesc, desigur, poate a fost cam dură exprimarea. Da, invidia e un sentiment omenesc. Un sentiment amestecat. Sunt invidioasă pe foarte multe lucruri. Dar pentru mine, sau cel puțin percepția mea, sau felul cum vreau să prezint eu invidia asta, nu e neapărat... cum să o spun, nu e neapărat un blocaj, nu este o piedică, nu este o barieră, este o recunoaștere. Și atunci n-are rost, nu mi-ar folosi la nimic un exercițiu de ipocrizie, să încep să spun, nu, da, sunt invidioasă pe momentele în care reușesc să depășească obstacole foarte serioase. Sunt invidioasă pe mărunțișuri ale vieții. Dar da, sunt invidioasă. Și le spun lucrurile astea. Glumind, neglumind, în serios. Și mă și vindec. Ce frumos! Folosește, e folositor. Mulțumesc! Bine. Teatrul evresc de stat. V-am promis că ne întoarcem la acest subiect. Ocupă un loc important în viața dumneavoastră. Aici v-ați început cariera ca figurant corp ansamblu. Ați revenit în 1988 pe scena acestui teatru ca actriță în numeroase piese jucate în limba română și în idiș. În 2012 ați devenit directorul Teatrului Evresc de Stat. Nu a fost o poziție ușoară, dar ați găsit resurse să răspundeți tuturor provocărilor. Dau câteva exemple. Ați jucat alături de ceilalți actori în stradă, în plină iarnă, atunci când teatrul se afla în reparații. Nu v-ați ferit să dați cu mopul când clădirea a fost inundată. Pe scena Teatrului Evresc au urcat și copiii dumneavoastră, Tudor și Kabiria. Evident, au existat și voci care v-au contestat. În 2017, o actriță v-a reclamat pentru că v-ați angajat fiul actor debutant în trupa teatrului și pentru că ați distribuit-o pe fiica dumneavoastră cea mare în mai multe spectacole.
Urmează întrebarea. Ce fel de șefă este Maia Morgenstern? Sunt temporară. Sunt un șef temporar. Așa scrie pe contractul meu. Acesta este felul meu de a fi. Așa sunt eu, director sau manager, sau cum se cheamă, temporar. Sunt o categorie cu totul și cu totul aparte. De ce? Cum? Nu mă întrebați pe mine. Aceasta este decizia pe care am primit-o. Și dincolo de caracterul temporar specificat în contract, cum sunteți? Învăț ca șef. Tot timpul învăț, pentru că am pornit de la super zero, de la sub nivelul mării, nu știam nimic și am pornit alături de o echipă formidabilă să învăț legile. Sunt de învățat legile bune sau rele, sunt legi de învățat și de aplicat, de înțeles, de găsit soluții în niște timpuri extrem de complicate, cum, ce avem de făcut, lucruri care se spun și care nu se spun în ceea ce privește buna organizare, felul în care trebuie să cuvine să meargă un teatru. Teatrul evreiesc de stat este teatrul evreiesc. Asta scrie pe frontispiciul teatrului nostru. Acesta este specificul teatrului nostru. Aceasta este misiunea teatrului nostru, de a fi teatrul evreiesc de stat, unde limba iidiș, felul în care ne adresăm publicului, pentru ce există teatru evreiesc, care este misiunea sa, și anume a crea punți culturale între cei care ne cunosc mai puțin sau ne iubesc mai puțin, și felul în care se cuvine să ne deschidem porțile și să arătăm producții interesante. Ce avem de spus din punct de vedere artistic? Mai departe, care, cine, cum țin minte că într-un plin proces... Vă mai dau timp. Eram în plină etapă, proces de evaluare, m-a întrebat în timpul procedurii, nu așa ne dăm coate pe la colț și nimeni nu știe și nimeni n-a văzut și orice vorbă poate fi interpretat. Dar voi câți evrei mai sunteți în teatru? Nu, așa se pune problema. N-am să vă spun ce am răspuns. O să vă de las ce? Pe dumneavoastră să ghiciți. Păi după ce să-i caut? Noi suntem aici actori și noi slujim arta teatrului. Vă mai dau timp. Mulțumesc. Noi avem de arătat publicului spectacole. Noi avem de dus la îndeplinire un act cultural, un act artistic. Unde evenimentele noastre artistice n-au a face imediat neapărat cu apartenența religioasă sau etnică, ci cu un patrimoniu cultural. Cuvinte mari, cuvinte frumoase, dar despre asta e vorba. Cu toții slujim unui scop cultural, artistic. Despre asta este vorba în Teatrul Evreiesc de Stat. Bine, continuăm. Vă citez. Când fac teatru, mi-e dor de film. Când sunt pe platourile de filmare, mi-e dor de teatru. Nu există o zonă favorită, pentru că mintea mea nu vede diferența între ele. Nu v-ați ferit nici de rolurile din telenovele. Ați fost Maica Irina, o profesoară de limbă franceză, o femeie victimă a traficului de persoane, o soție de milionar. În breazla dumneavoastră, părerile despre telenovele sunt împărțite. În timp ce unii cred că actorii trebuie să-și facă meseria indiferent de tipul producției, alții consideră că aceste seriale nu trebuie să apară în CV-ul unui profesionist care se respectă. Urmează întrebarea. Cât contează pentru dumneavoastră gura lumii? Credeam că o să mă întrebați despre reclame acum, dacă am vorbit despre teatru, despre cinema, despre telenovele. Credeam că o să mă întrebați despre reclame. Treaba mea, aș vrea să-mi fac treaba aceea care este. Vorbim despre personaje și despre adevăr. Iarăși ne întoarcem la adevărul personajelor, poveștilor, cât de bine pot. Contează, probabil vă așteptați acum să vă spun că nu contează gura lumii. Enorm contează, pentru că sunt actriță. Felul în care mă percep oamenii, mă frământă, mă gândesc, mă preocupă. Și în același timp, gura lumii, din punctul acela de vedere în care mă las condusă numai de ce spune unul și altul, nu pot altfel. Las în spate gura lumii și fac cum îndeamnă instinctul,
m-am mai înșelat și instinctul, nu de multe ori, dar o evaluare și discut, nu de puține ori, cu oamenii în care am încredere și nu sunt mulți, cu care mă cert de cele mai multe ori. Doamna Alinta Ciucă. Ce? Cum? Care? Doamna Alinta Ciucă este îngerul Teatrului Evreiesc de Stat. De o vreme, de atâta vreme e acolo și nu mă lasă să fac tâmpenii, lucruri de care ar putea să-mi pară rău. Și adică mă ține de mâini, mă ține de coate, mă ține... Nu! Îmi pune în față cu cruzime, cu complet fără tact, îmi spune toate variantele, toate adevărul, tot ce s-ar putea întâmpla. Și mă cert și nu accept și mă duc acasă și mă mai gândesc și de cele mai multe ori îi dau dreptate. Mulțumesc. Aveți o voce foarte frumoasă. Da. Aveți o voce recunoscibilă pe care am văzut că o lucrați mereu. Ați spus că faceți vocalize, exerciții de respirație, de rostire, de protejare a vocii. Sunteți atentă la modul în care articulați cuvintele, la mușchii feței, la mușchii gurii, astfel încât să nu pară forțat, să se înțeleagă fiecare silabă până la ultima literă. Ați devenit conștientă cât de importantă este vocea dumneavoastră atunci când ați pierdut-o. Vă citez. Am răgușit sau chiar am amuțit. S-a întâmplat când eram pe scenă, când aveam premieră. Eram ca un peștișor. S-a întâmplat o nenorocire și a trebuit să găsesc o modalitate de a mă exprima, de a scoate sunetul, deși eram aproape mută. Urmează întrebarea. Cât de importantă este vocea pentru un actor? Extrem de importantă, cum și corpul, cum și mintea, cum și cultura generală, cum și privirea. Vocea actorului este extrem de importantă. De asta sufăr și nu de puține ori, deși încerc să înțeleg și să găsesc argumente și motivații în cazul dublajelor. Dublajelor, filmelor sau mai știu eu ce. Vocea actorului este personajul, parte. Nu e jumate, n-am procente acum, că e un sfert, că e o jumătate, că este parte integrantă, este esențială pentru definirea personalității, pentru felul în care un actor își construiește adevărul, personajul, situația, povestea pe care o spune. De asta cred că e important. Sigur că acum e... Eu știu că se cheamă la modă sau că așa trebuie să vorbim toți cu microfoane în orice circunstanțe, că e un statement. Foarte bine. Asta nu te împiedică. E o formă de respect. Cât de important. E o formă de respect față de publicul care vine să te vadă, să primească ceea ce ai, să-i oferi. N-ai, cred că n-ai voie să... Ce a zis, mă, e frumos, e bine, e cu... sclipici cu fum și cu proiecții, dar ce-o fi zis acum, nu știu. E o formă de respect a transmite prin vocea ta, a actorului, parte a poveștii. Și pentru asta cred eu, și este un lucru care se întreține, cum și corpul, cum și mișcarea, și la vârsta pe care o am, și felul lui, și mintea, cum se întreține și mintea, și memoria, se lucrează în permanență lucrurile astea. Nu e un dat și gata, funcționează și se cuvine să lucrezi în permanență, să întreții lucrurile astea. Mergem mai departe. Apropo de vocea noastră specială. Ei bine, ea se face auzită nu doar pe scenă, ci și în acțiuni civice. Ați sprijinit strângerea de fonduri pentru modernizarea maternității din Oradea sau pentru cei afectați de inundațiile din 2015. Ați apărut în 2012 într-un clip tulburător în care ați predat pentru salvarea zonei aurifere Roșia Montană. Câțiva ani mai târziu ați susținut campania de strângere a sumei necesare pentru achiziția sculpturii cu mințenia pământului, celebra opera lui Constantin Brâncuș. Apoi ați inițiat un program pentru persoanele vârstnice și, alături de alți actori, mergeți cu spectacole la centrele de bătrâni. În februarie 2022, presa a subliniat că sunteți prima persoană de notorietate care a anunțat că își pune locuința proprie la dispoziția refugiaților din Ucraina. Urmează întrebarea. La ce obligă notorietatea?
La foarte multe lucruri. În primul rând, cum cred că spuneam mai devreme, a nu-ți dezamăgi publicul, oamenii ce te privesc, nu de puține ori ca pe un model. De dorit este să fii tu însuți și să nu creezi o imagine și un orizont de așteptare fals, sunt cum sunt, nici mai mult, nici mai puțin, cât limitele mele îmi permit, cu derapaje, cu greșeli, cu dezamăgiri, nu de puține ori vorbeam despre generozitate, despre caritate, despre altruism și bine facem că vorbim despre toate lucrurile astea, nu de puține ori, spun nu de puține ori, buna mea credință, intențiile mele bune, au fost răstălmăcite sau folosite în scopuri nu tocmai limpezi, nu tocmai clare. Atunci când mi-am pus, acum am și spus și lucrurile acestea se și întâmplă, atâta cât e nevoie, cum este nevoie, apartamentul meu este pus la dispoziția atât cum este nevoie, cât este nevoie, la dispoziția oamenilor aflați în suferință, în durere, în restriște. Nu sunt condiții de mai știu eu ce lux sau mai știu eu ce opulență, nici în glumă, nici în serios, dar dacă e nevoie, este acolo. Am dreptul să-mi păstrez, am dreptul și datoria să-mi păstrez dreapta judecată, am o datorie. În primul rând, față de mine, notorietatea, cum spuneați, celebritatea sau cum vreți să o numiți, n-ar trebui să mă facă să abdic vreodată la condiția și calitatea mea și statutul meu de om, cu nevoile sale, cu cerințele sale. Vă mai dau timp. Cu ambițiile sale, cu încăpățânările sale, cu momente în care spui asta cred că nu vreau să fac. Deși poate că notorietatea, poate că ar da bine să mă, eu știu, să mă înscriu și eu, să mă adaug și eu, să intru și eu într-un cor, într-o anumită zonă. Nu. Asta nu corespunde sau contravine profund credințelor mele, convingerilor mele, modului în care sunt eu azi acum. Și atunci, stop. Notorietatea obligă să stop. Mergem mai departe. Nu v-ați ferit niciodată de muncă. Ba chiar ați spus că la un moment dat aveați 50 de colaborări în același timp. Munciți de la 18 ani și vă amintiți și astăzi ce v-ați cumpărat din primul salariu de actriță, o pereche de pantofi pe care apoi i-ați purtat timp de 15 ani. În declarația de avere din 2020, ați scris că dețineți o casă, două apartamente și mai multe terenuri în București. Pe lângă acestea, pe lângă acestea, în conturi aveți aproape jumătate de milion de euro. Veniturile dumneavoastră provin din mai multe activități, inclusiv cea de la Teatrul Evreiesc de Stat, profesor la Universitatea Hyperion și din drepturi de autor. Urmează întrebarea. Sunteți o femeie bogată? Profund, foarte bogată. Am trei copii. Cum? Sunt extrem de bogată. Am trei copii, am prieteni și am amintiri neprețuite, iar ele vin la suprafață și sunt terenuri, e simplu de verificat, declarat. Sunt obligată să fac în fiecare an, să depun declarația de avere prin forța lucrurilor, că sunt directorul unei instituții publice de cultură, de altfel din funcția de actriță a Teatrului Național, conform legislației în vigoare. E cazul să știm legislația. Am fost suspendată ca actriță la Teatrul Evreiesc. Am fost suspendată, nu poți să ai și funcție de conducere și funcție de execuție. Am învățat și limbaj, după cum vedeți, din ăsta de... activitatea la Teatru Evreiesc se desfășoară absolut pro bono. De altfel, primul document emanat, glumesc, primul document, nu cele pe care ești obligat să le semnezi, că salarii, că nu știu ce, primul document pe care l-am elaborat și l-am semnat și l-am scris, faptul că Morgenstern, ca actriță, nu va primi niciun fel de drepturi din activitatea prestată la Teatrul Evreiesc de Stat. E lege, pentru că am dat acest document acum 10 ani. Și, da, sunt foarte bogată, am prieteni și mai am posibilitatea să fac surprize, daruri.
cadouri oamenilor în general, oamenilor dragi și pot să fac bine. Și atunci sunt un om foarte bogat. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Foarte frumos. Amplu și complex, mergem cu ultima întrebare. Aoleu, așa repede! Mă bucur că v-ați simțit bine. Credeam că mai aveți acolo un teanc de sute de întrebări. Nu, dar ar trebui să mai am. Da, vă rog. Ați urcat pe scena celor mai importante teatre din România. Ați lucrat cu unii dintre cei mai mari regizori de teatru. Silviu Purcărete, Andrei Șerban, sunt doar câțiva. Ați colaborat și cu teatre independente, ați jucat în spectacole experimentale, ați acceptat propuneri din partea unor regizori tineri. Este greu de contabilizat numărul spectacolelor și al rolurilor pe care le-ați avut, însă există un rol despre care ați spus că este rolul vieții dumneavoastră. Lola Blau, din piesa Astăseară, Lola Blau. De aproape 30 de ani, acest personaj trăiește pe scenă cu și prin dumneavoastră. Vreau să știu cum v-au transformat personajele pe care le-ați jucat și dacă aveți vreun regret. Urmează întrebarea. Ce simțiți când se trage cortina? Majoritatea spectacolelor din ziua de azi sunt fără cortină. Asta ca să glumesc puțin vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră. Nu de puține ori, mai ales când spectacolele sunt foarte la început sau și vorbeați de Lola Blau foarte la după 25 de ani. Te gândești ce a fost, cum a fost. Poate că e o practică învățată, cred că m-au învățat profesorii mei, cum m-a învățat tata, să-mi reiau înainte de culcare în parcursul întregii zile, ce a fost bine, ce a fost... Un soi de autoevaluare complet lucidă. Fără să am pic de sentimentalism și milă față de mine însă. Da, cred că asta e... E un dat. Că o fi bine, că o fi rău, o fi învățat, o fi moștenit. N-am pic de milă față de mine însă. Și nu mă alind și n-aștept complimente și n-aștept recompense și n-aștept să fiu contrazisă când spun asta n-a fost bine, asta nu e bine, dar nici nu mă arunc în disperare. Când vorbim despre un spectacol, despre el s-a consumat. Așa a fost atunci, cu bune, cu rele, cu mai puțin bune, cu foarte rele. Aș putea oare să fac data viitoare ceva mai bine? În cazul filmului, așa este sau nu e așa, dar ce am de învățat, ce concluzie am de tras, cum am de făcut? Sunt momente când, apropo de cortina finală, vine un moment când știi că se va trage cortina finală pentru un spectacol, pentru un eveniment, e de respirat adânc și de spus mulțumesc pentru tot ce am trăit până acum, pentru acest pentru această experiență, pentru acest... Nu mai dau timp. Sunt recunoscătoare, am pentru ce să fiu recunoscătoare vieții ăsteia, lumii ăsteia. Da, sunt evenimente, sunt momente, sunt clipe despre care am și vorbit, controversa, vorbesc despre filmul The Passion of Christ al lui Mel Gibson. Momente foarte dificile atunci, dar poate pentru a șlefui un diamant e nevoie de evenimente, obiecte contundente, dure, care în timp își vor fi dovedit valoarea, și dacă, sensul. Și dacă ați putea să dați timpul înapoi și să luați alte decizii, apropo de regrete? Sunt. Și iarăși mai trece o etapă și zic, după aia zic, ce bine că n-am putut să dau timpul înapoi acum 5 ani, că ce bine că n-am făcut cum am făcut, că aș fi zis că n-aș făcut. Dar voiați să mă întrebați înainte despre Cabiria? Da, și o să vorbim acum. Cei care ne-au urmărit văd pe micile ecrane un tabel. Nu ați omis și ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări și vă mulțumesc pentru asta. Vreau să le spun celor de acasă că v-am invitat și ați luat invitația mea și ați venit, așa cum am văzut în această seară, deschisă
și fără să-mi cereți nici măcar temele de discuție. Este un detaliu pe care eu țin să-l precizez deseori la finalul acestei emisiuni. Mai avem la dispoziție 3 minute. V-am întrebat când ați venit la noi la Canal D, cum ați ales ca una dintre fiice să se numească Kabiria? Kabir e unul din atributele dumnezeirii, măreț, grandios, dar adevărul este că mi-am dorit tare mult o fetiță să se numească ea Kabiria. Kabiria a fost una dintre prietene, colegele, colaboratoare, prieten apropiat al părinților mei, Kabiria, doamna Kabiria Andreanu, prietena părinților mei, una dintre marile doamne matematician, cred că ale lumii este ea. Și îmi doream o fetiță să se numească Kabiria și să fie grozavă la matematică. Lucru ce s-a întâmplat. Mulțumesc frumos, Maia Mureștean, pentru prezență, în primul rând. Urmează evaluarea mea. V-am simțit extrem de atașată de familie, de copii, că ați fost autentică în tot ceea ce ei au urmărit la nivel de interviu, că este o onoare să descoperi oameni care au trăit atât de multe, care învață în fiecare zi și care sunt atât de determinați. Apropo de provocarea aceasta pe care o aveți cu Teatrul Evresc de Stat, că am văzut, e o mare provocare să faceți lucrurile cum se cuvine. Și e frumos să vezi și vulnerabilități la oameni atât de complexi ca dumneavoastră. Acest păcat al femeii puternice vine cu chestiunea aceasta atât de frumoasă a sensibilității și apropo de gura lumii și apropo de sentimentul ăsta normal de, mă rog, de invidie, cum l-ați descris dumneavoastră, un interviu frumos cu o femeie frumoasă pe care o așteptăm în continuare alături de noi. Cu drag, întotdeauna. Mulțumesc frumos, Maia Mureștean. Cu drag. Acesta a fost invitatul din această seară. Sunt Denise Rifai, mulțumesc frumos pentru prezență. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu promit multe și noi alte întrebări. Seară frumoasă vă doresc, la revedere!